Există șanse ca Alianța pentru Integrare Europeană să formeze o coaliție de guvernare, iar discuțiile de astăzi reprezintă un punct de pornire în acest sens. Declarațiile au fost făcute de liderii PD, PLDM și PL după prima întâlnire trilaterală care a avut loc la Palatul Republicii. Primii la discuții au venit liderii Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, Mihai Godea și Alexandru Tănase. După aceștia a sosit și liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, însoțit de deputații Ion Hadârcă și Anatol Șalaru. Ultimii au venit reprezentanții Partidului Democrat, Marian Lupu, Dumitru Diacov și Vlad Plahotniuc. După 2 ore de negocieri, liderii celor 3 partide au făcut declarații de presă. Sunt șanse ca Moldova să continue reformele democratice și să construim un stat de drept și democratic. Discuția zilei de azi nu pot să dau niciun calificativ pozitiv sau negativ, rămânem pe poziție neutrală. Ar fi, într-adevăr, un punct de plecare în anumite circunstanțe, să vedem cum se vor dezvolta aceste circunstanțe. Nu va fi ușor, dar necesar. Partidul Liberal Democrat din Moldova, așa cum a anunțat de mai multe ori, este obligat prin votul cetățenilor să-și asume responsabilitatea în vederea unei bune administrări acestui proces, în vederea realizării unui compromis rezonabil. Marian Lupu se jură că până în prezent PD nu a semnat niciun acord cu Partidul Comuniștilor, iar Mihai Ghimpu și Vlad Filat îl cred pe cuvânt. Nu este semnat absolut nimic. Vorbesc serios și responsabil. La fel de serios și responsabil vreau să vă spun că noi menținem acea linie de echilibru în cadrul dialogului. Repet încă o dată, am fost, cred că, singurii care încă până la începutul campaniei electorale am spus-o deschis și tranșant, că vom dialoga cu toate partidele care vor accede în Parlament. Sincer, eu nu simt că există această alianță. Când am simt, eu am să vă spun. Noi avem încredere în partenerii noștri de dialog, având în vedere că noi suntem politicieni responsabili și în cazul în care cineva își asumă un comportament care este în afara responsabilității, urmează să-l asume. Liderii celor 3 partide urmează să se întrunească și vineri 10 decembrie pentru continuarea negocierilor.